Din totalul de 47 de membri așezați la masa credală, doar 12 și-au primit integral sumele revendicate. Gruparea din Crâng mai este datoare la încă 35 de persoane fizice și juridice. Început în urmă cu 2 ani, proiectul de reorganizare juridică și sportivă a Gloriei Buzău nu dă roade din moment ce administratorul judiciar a cerut instanței prelungirea cu încă un an al acestuia. La momentul intrării în insolvență, Gloria Buzău avea datorii de peste 2,8 milioane de lei, cuantum ce reprezintă datoriile către statul român, proprii angajați sau terțe părți. 2 ani mai târziu, gruparea condusă de Dan Tulpan se găsește aproape în aceeași situație, cu doar câteva sute de mii de lei mai puțin datoare. Culmea, topul datoriilor către persoanele fizice este condus de președintele Dan Tulpan, care a împrumutat clubul în 2 tranșe cu aproape 115 mii de lei, bani din care actualul oficial a primit aproape jumătate. Acesta este urmat de Ionel Turturică, cu peste 76 de mii de lei, și Silviu Roșioru, consilier local, cu aproape 62 de mii de lei. Locul al patrulea este ocupat de Gheorghe Pană, fostul președinte al Tribunalului Buzău, cu 40.000 de lei. În privința datoriilor către persoanele juridice, pe primul loc se află fiscul buzoian, cu peste 1,7 milioane de lei, urmat de primăria Buzău cu 190.000 de lei și de plata peste 150.000 de lei către o bancă a unui împrumut făcut de Dan Tulpan în numele clubului, credit pentru care a girat cu vila din Monteoru. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de societățile comerciale AG Construct și Flori System, cu aproape 1.200 de lei, respectiv 44.000 de lei. Așadar, Gloria Buzău a achitat integral restanțe către 12 persoane. Mai precis, este vorba despre foști jucători, antrenori și componenți ai staffului tehnic, precum Nicolae Anton, Titi Mănăilă, Ovidiu Vasiloiu, Ștefan Stoica, Alexandru Stoica, Florina Alexandru, Adrian Luiceanu, Costin Cucu, Olteanu Mihai, Dan Sârbu, Costin Pușcă și Mădălin Pușcă. Cu excepția fraților Pușcă, sumele individuale ale celorlalți au fost cuprinse între 1.500 și 16.500 de lei.